Cele mai mici prețuri la FIFA Coins le găsiți pe site-ul lolga.com. Aveți link-ul și un tutorial de cumpărare în descriere. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17 cu românii din Premier League. Avem partidă importantă cu Crystal Palace. Crystal Palace se află pe locul 7, are 47 de puncte. Noi suntem pe locul 3 cu 64. Crystal Palace nu are un atac foarte bun. 34 de goluri primite, 37 de goluri date. Să vedem ce vom face, dacă vedeți o mână pe aici, să nu vă speriați. Tu ce faci, pisicule? Ha? Îmi întindeam și un pic. Te tindeai și tu puțin, ha? Le arătam brațul. Va arăta brațul, iată. Va arăta brațul. Noi ne pregătim de partidă. Avem cu Crystal Palace, Moții are cartonaș roșu. Îl ba pe Kirikeș, Tanciu, Marin, Popa, Săpunar, Grigore, Pantilimon, dar cu ei o să joc în primul 11. Avem nevoie de toate cele 3 puncte pentru a avea în continuare speranțe la locul 2. Va fi greu, dar vom vedea ce face. E greu să treci de Chelsea în clasament. E greu. Românii din Premier League întâlnesc Crystal Palace pe propriul teren. Avem nevoie de cele 3 puncte. Mandanda trebuie să se țină bine. Vom asedia practic poarta sa. Cel puțin asta ne-am propus în această partidă. Vrem să câștigăm cele 3 puncte și nu vrem să avem probleme. Tănase, cât de ușor pierde balonul Tănase acum. Tănase. Urcă Bogdan Stancu. Bogdan Stancu poate avansa și el. Bogdan Stancu avansează. Bogdan Stancu are, vine cu centrarea. O centrare bună, dăm cu capul Bogdan Stancu. Bogdan Stancu în blocaj. Mingea ajunge la Adi Popa, aproape de gol. Românii din Premier League încep în forță. Bun șutul lui Adi Popa, Mandanda mascat. Nu cred că avea ce să mai facă. Dacă mingea prindea cadrul porții, avea 1-0 acum. Păcat că iată o primă ocazie în minutul 10 și una destul de mare. Răzvan Marin, încă o dată atacăm. Răzvan Marin joacă cu Adi Popa, din nou Adi Popa. Adi Popa se întoarce destul de prost. Ușor. Andone. Până la Răzvan Marin e periculos la astfel de fază. E faul de cartonaș. Nu stăm la discuții. Capitanul celor de la Crystal Palace ar trebui să vadă. Da, și iată. Vede cartonașul galben, lovitură liberă periculoasă. Să vedem cine va executa. Bogdan Stancu. El va fi executantul nostru. Bogdan Stancu poate duce scorul la 1-0. Vom vedea acum Bogdan Stancu în zid. Oh, ce ocazie! Și-a pus mâinile în cap Bogdan Stancu. Vreau să revăd faza asta. Mingea e deviată. Puteam să deschidem scorul. N-avem nici noroc. Pasă până la Răzvan Marin. Oh, ce în careul celor de la Crystal Palace. Dacă pierdem aici doi la cap, putem primi gol. Bogdan Stancu se întoarce, pasă până la Stanciu. Stanciu joacă cu Bogdan Stancu. Care Bogdan Stancu? Bogdan Stancu e penalti oare? Oh, nu se dă nimic. Supăra Bogdan Stancu și cred că avem dreptate. Nu știu dacă a fost intervenție la minge. Răzvan Marin avansează acesta. Urcă bine cu adversarul în spate. Tănase. Stanciu. Răzvan Marin. Foarte bine pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu în fața lui. 1-0. Bogdan Stancu. Reușim să deschidem scorul. Minutul 39 al partidei. Pasă perfectă dată de Răzvan Marin lui Bogdan Stancu din prima. Acesta nu ratează. Îl învinge pe Mandanda. Bară gol și reușim să deschidem scorul. Iată un jucător de-al nostru pe jos. Un jucător de-al nostru la pământ, să nu mai contează. Avem 1-0, asta este cel mai bine. Dezamăgit puțin antrenorul Crystal Palace, dar asta este. Reușit să dăm gol cu 6 minute înainte de finalul primei reprize. Ceea ce e foarte bine. Acest gol ne va aduce cu siguranță un plus, mai ales dacă intrăm și cu 1-0, măcar la pauză. Să vedem totuși Crystal Palace ce va face. Boian, iată faze frumoase cu pase din prima, dar am stat destul de bine în defensivă. Radu Ștefan cu autorul golului, Bogdan Stancu. Până la Stanciu. Avansează Stanciu, joacă cu Stancu. A plecat Stanciu, dar nu reușește pasa Bogdan Stancu. Din păcate pentru noi, 3 minute în afară de prelungiri. Probabil vor fi 2 minute maxim de prelungiri. Să vedem acum Radu Ștefan ce face cu Zaha. Zaha e periculos. Zaha însă nu alege cea mai bună soluție. Dragoș Grigore, n-are probleme. Kirikeș este calm. Și așa trebuie să fim aici. Până la Adi Popa.
Încearcă oare să profite de viteza sa, dar nu reușește dribling-ul. Adi Popa, Adi Popa ne bagă în belele, Adi Popa ne bagă în belele, să vedem pe Sacco. Sacco cu o minge lungă, respinge Dragoș Grigore foarte bine, nu s-a terminat pericolul. No, încă o dată respingem și nu ține mingea în teren, dar se termină prima repriză. Avem 1-0, vine pauza și voi face o modificare. Schimb pe Răzvan Marin, care este obosit, deși a jucat foarte bine. N-am ce să fac, o să-l bat pe Big Falvi aici. Facem prima modificare la pauză, după pe parcurs vom mai schimba câte ceva. Grigore îl urmărește pe Fred. Grigore, Fred însă este blocat de Kirikeș și avansează Vlad Kirikeș, așa cum o făcea și la Tottenham. Acum ceva timp, pasă până la Tănase, Tănase. Mai departe pentru Stanciu, Stanciu, bine își plănește balonul Stanciu. Stanciu, Stanciu, care, Stanciu, ocazie mare! Cum se duce acest șut pe lângă poartă? Păcat, păcat că șutul lui Stanciu se duce pe lângă. Mandanda pur și simplu doar a sărit. Nici nu cred că a văzut acest balon. Andone până la Tănase. Tănase! Cum? Ce dribling reușește Lord Tănase? Cabaia ar trebui să vadă și galbenul și așa este. Vede cartonașul galben, frumos dribling-ul lui Tănase. Aș vrea o reluare. Și da, și o avem. Priviți aici. Ah, n-avem cea mai bună reluare. N-avem cea mai bună reluare, dar a fost faulul clar. Dragoș Grigore. Că aici nu se dă faul, Săpunaru avansează, Săpunaru, Săpunaru urcă, Săpunaru pasă bună și Andone, Andone nici vorbă de fault, Andone, Mandanda intervine, putea să mai urce cu mingea, Andone putea să mai urce cu mingea, n-a fost faul, chiar n-a fost faul, șut, n-a fost rău șutul, dar Mandanda foarte bine a fost la post. Adi Popa, Adi Popa pasă cu Tănase, Tănase. Tănase, bine în care, Tănase, Adipo, Adipopa, n-are să facă preluare. Iată cum oaspeții pot pleca acum pe contraatac și se poate sfârși totul, recuperăm destul de rapid, pasă. Ce, Radu Ștefan a fost, Radu Ștefan a fost cel care îi pune pe contraatac. Watford 2, oh, Hull City egalează Watfordul. Iată o minge lungă, Remi, Remi, bine blochează Dragoș Grigore, fenomenal Dragoș Grigore, însă faza nu s-a terminat. Trebuie să avem grijă, 10 minute până la finalul partidei, 1-0 în continuare. Câștigăm acum balonul, bine Stanciu, bine Stanciu, foarte bine, acum e un contraatac, 3 contra 2. Andone, Andone, faul și aici cred că se dă roșu, și aici cred că se dă roșu, așa ar trebui, da, să vedem, arbitru pare hotărât și decis. E roșu, e roșu în aceste momente, Crystal Palace rămâne cu un om mai puțin pe teren. Sincer și mie mi s-a părut un fault de cartonaș roșu, era ultimul apărător, Adi Popa, Adi Popa obstrucționat. Să vedem, se dă lovitură liberă, da, lovitură liberă, din nou ocazie pentru noi de a marca, să vedem cu cine să vom executa, avem de Bogdan Stancu, încă o dată Bogdan Stancu, haide băiatule. Bogdan Stancu! Peste poartă, slab Stancu și face modificări, îl schimb pe Andone, îl bat pe Cheșeru, Stanciu, Mitriță, Stancu cu Torje. Oh, dar nu mai avem decât două schimbări la dispoziție, deoarece am făcut una în, chiar la pauză. Oricum, am jucat destul de bine astăzi, deși am dat doar un gol, am avut ocazii, puteam să dăm mai multe, însă nu s-a terminat partida. Mitriță, Mitriță, Mitriță bine, urcă Mitriță cu balonul, Mitriță, Mitriță, are treabă cu adversarul, Mitriță nu o să se uite la minge. Era mult mai atent la adversar și să-l împingă pe acesta decât să se uite la minge. Așa mingea iese în afara terenului. Dragoș Grigore nu câștigă de la cap. Crystal Palace, ar fi Crystalul să dea un gol cu un om mai puțin pe teren. Nu e imposibil, nu e imposibil și iată că avem puțin noroc aici. Kirikeș, Dragoș Grigore, foarte bine cu Tănase, Tănase. Nu mai poate Adi Popa? Adi Popa cu Mitriță, Mitriță avansează. Aceeași fază, aceeași fază a lui Mitriță, nu cred. Hai Mitriță, fă ceva. Fă ceva Mitriță, că altfel ne supărăm. A făcut, cred că un foul, dar jocul a continuat. Cheșeru n-a câștigat de la cap. Cheșeru în pressing. Crystal Palace acum forțează. Ori primește gol, ori dă. Dragoș Grigore a încercat să facă un fault. Iată cum Cristianul poate marca. Vine șutul blocat foarte bine de Radu Ștefan. Radu Ștefan blochează perfect. 4 minute a arătat de la marge. Avem și Mandanda în careu. Trebuie să avem grijă la Mandanda. N-avem jucători foarte înalți aici. E pericol. Aproape de gol. Aproape de gol. Doamne, ce noroc avem. Ce noroc am avut aici. Cât...
cât a lipsit, cât de puțin a lipsit ca Crystal Palace să dea gol. Câștigăm cu 1-0, ceea ce e bine. E bine, obținem cele 3 puncte, sunt curios ce va face Chelsea. Dacă Chelsea se încurcă, cred că vom obține poziția a doua. Moți, iată, îi se duce suspendarea lui Moți, vom face aceste antrenamente. Oricum a fost o partidă frumoasă. A fost o partidă frumoasă cu ocazie, deci s-a dat doar un gol. Au fost faze de poartă. Rotariu se apropie de 72, Adi Popa face 71. Nu-i rău. Cu cine vom juca acum? Cu cine jucăm acum? Spurs și Chelsea. Vreau să văd clasamentul. Vreau să văd clasamentul, dar au câștigat cele două. Arsenal 59 de puncte. Nu, Arsenal nu mai are cum să ne prindă. Mai are cum? Un punct. Ba da, matematic mai sunt șanse, dar n-o cred. Asta înseamnă să nu mai luăm noi niciun punct și ei să câștige tot. Chelsea în continuare la 4 puncte în fața noastră. Spurs la 6 puncte. Va fi greu, va fi greu. Jucăm în deplasarea de la Watford. Pe ce loc se află Watford? N-am văzut asta. Watford, pe locul 17, la un singur punct în fața celor de la Middlesbrough. E luptă mare pentru retrogradare. Luptă mare pentru retrogradare în aceste momente. Jucăm cu Watford. Meci greu, pentru că Watford va trage și va încerca să facă tot posibilul pentru a câștiga această partidă. Joc cu cheșerul titular, Tănase Stancu, Tănase, îl ba pe Ovidiu Hobasa, nu, las pe Tănase, Răzvan Maia, Popa, Grigore, Patrimon, îl ba pe Tătărușan în poartă. Și așa vom juca în deplasarea de la Watford. Watford primește vizita românilor din Premier League, o partidă interesantă, sunt două lupte total diferite. Watford speră să câștige și să se salveze de la retrogradare. Noi sperăm să câștigăm și să avem șanse în continuare la poziția a doua. Va fi greu oricum, Chelsea e o echipă mare, la fel și Tottenham. Aici, în schimb, Watford are un punct avans față de Middlesbrough, orice se poate întâmpla. Nici Middlesbrough nu e o echipă fenomenală, Răzvan Marin forțează de unul singur, Răzvan Marin foarte bine, dar au pasa interceptată. O, bine, ce frumos, ce dribling bun, Holebas. Urmărit de Dragoș Grigore nu reușește, însă schimbă partea, câștigând duelul pentru scurt moment. Iată cum Watfordul poate marca șutul deviat, e corner, minutul 7 al partidei. Prima lovitură de la colț aparține gazdelor, iese Tătărușanu și reține balonul. Tătărușanu degajează rapid, Cheșeru, foarte bine pentru Stanciu cu pieptul, Stanciu avansează acum, Cheșeru pasă, Stanciu ar putea să întoarcă balonul și așa face Stanciu, foarte bine, Stanciu avansează. Pasă acum pentru Tănase, lor Tănase poate marca, lor Tănase! Ce ocazie, lor Tănase! Pasă perfectă dată de Stanciu, să șutul cu stângul e dezamăgitor. E dezamăgitor, nu reușim să marcăm, din păcate, minutul 11. Să vedem acum atacul lui Watford, Kirikesh pasă înapoi. Nu riscă Watford, ce-i drept. Răzvan Marin din prima. Stanciu încearcă dribbling-ul în care Stanciu obține cornerul Stanciu. Să vedem această centrare. Tănase joacă bine pentru Kirikesh. Din nou corner. Din nou lovitură de la colț. Kirikesh puțin dezamăgit că mingea n-a ajuns la el. Vine o nouă centrare a lui Tănase pentru Cheșeru cu capul. Oh, ce intervenție a reporterul Dragoș Grigore, ocazie mare. Ce intervenție fenomenală de ultimul moment, Dragoș Grigore, plonjon și brațul drept salvator. Păcat că puteam să deschidem scorul. Tănase încă o dată, tot Cheșeru, Tănase ajunge la minge, ajunge și este din nou corner pentru românii din Premier League. Să vedem Tănase, o nouă centrare, dăm oare cu capul, nu, Adi Popa, vine cu pasa pentru Dragoș Grigore, Kirikesh, mai departe pentru Tănase, șut în blocaj, din păcate șutul lui Tănase în blocaj și mingea iese în afara terenului, în continuare punem presiune la poarta celor de la Watford, Adi Popa, vine oare o centrare, da, vine o centrare, Stanciu, iată, face preluare pe piept, întoarce balonul, Stanciu, oh, e fault,
E fault, obținem o lovitură liberă periculoasă. Poate executa cu Stanciu, nu cu săpunarul. Dăm cu Stanciu. Poate marca Stanciu la aceste momente. Stanciu. Să-l vedem pe Stanciu. Cât de aproape, cât de aproape șutul lui Stanciu. Ocazii mari. Ocazii mari, lovitură liberă bine executată de Stanciu. A vizat vincul porții. Puțin însă peste poartă. Puțin peste poartă. Gomez are noroc și Watfordul are mari probleme. Dacă nu schimbă ceva în jocul său, va primi gol cât de curând. Cât să mai apere și portarul. Răzvan Marin, Adi Popa. Adi Popa joacă până la săpunarul. Nu trebuie să ne grăbim, trebuie să destabilizăm apărarea adversă. Pasă acum la Stanciu, Stanciu, bună preluarea lui Stanciu. Stanciu, Stanciu! Haide mă că nu e posibil. Din nou corner, din nou corner. Să vedem pe Tănase, Tănase. Execut acum pentru Cheșeru, iese portarul și respinge foarte bine. Foarte bine și nu e niciun jucător acolo. Vă dați seama dacă ne prindea pe contratar la o astfel de fază? Răzvan Marin. Răzvan Marin, Chiricheș, Radu Ștefan. De minute bune avem posesia, însă nu reușim să marcăm. Să vedem acum Stanciu, încă o dată faul, nu se dă nimic acum. Răzvan Marin, pasă cu Stanciu. Stanciu, Stanciu, Stanciu forțează aici. Haide Stanciule. Adi Popa întoarce balonul, iată Stanciu încă o dată, Stanciu, corner din nou, din minutul 10, asediu total, asediu total din minutul 10, Tănase vine cu o nouă centrare, Cheșerul nu reușește, Adi Popa, Adi Popa, trebuia să piardă Adi Popa balonul ăsta, trebuia să-l piardă Adi Popa, dar Watford dă în afara terenului cu mingea, nu cred că atacăm de 20 de minute continuu, și nu reușim să marcăm, pasă bună, Radu Ștefan, Radu Ștefan blocat foarte bine, Tănase acum. Tănase, nu prea are cu cine pasa, se duce în margine, se izolează puțin Tănase, dar se descurcă foarte bine, Stancu. Răzvan Marin, Răzvan Marin pasă pentru Cheșeru în fața golului, Cheșeru! Șutul pe lângă, doamne, asediu total la poarta lui Watford, însă degeaba momentan, nu marcăm. Și ce-a fi ca Watford acum să aibă ocazii și să marcheze? Răzvan Marin, încă o dată, Cheșeru pasă pentru Adi Popa, care de pe altă planetă în aceste momente, Cheșeru recuperează, Cheșeru, hai Cheșeru, le dai și tu drumul la balon. Watford în aceste momente nu cred că merită să rămână în prima ligă engleză, ăsta-i faul dur, însă nu se dă nimic, jocul continuă, minutul 43 al partidei, iată cum poate da însă lovitura. Cum poate da lovitura Watfordul? O centrare, respingem balonul, nu foarte bine și e... Nu, am crezut că e gol, scăpăm cu fața curată. Iată cum se putea marca, după 30 de minute de asediu total la poarta lor, n-au ieșit din jumătate. Puteam să dea gol pe contraatac. Radu Ștefan acum. Pasă cu Tănase, avansează Tănase. Tănase, călcâi bun pentru Stanciu, Stanciu. Cheșeru. Nu prea avem unde juca aici, Cheșeru. Cheșeru, mingea rămâne totuși aproape de Cheșeru, recuperează Cheșeru, Cheșeru, iată ce face Cheșeru, vine cu șutul în blocaj. N-ar trebui să mai încercăm astfel de șuturi, n-ar trebui să mai încercăm șuturi de la distanță, haide să dăm golul și după putem să ne distrăm. 9 ocazii în 45 de minute, e mult fără să marchezi. Stanciu, iată începe cu dribblingurile Stanciu. Stanciu, bine, pasă cu Tănase, nici cu Tănase nu mi-e frică la dribbling, pasă cu Stanciu, a încercat dribblingul decisiv, după avea o poziție foarte bună de șut, iată cum Watfordul cum poate contraataca, ne descurcăm însă bine aici. Bogdan Stancu, haide Chiriche, Stanciu, Bogdan Stancu, Stancu pentru Stanciu, Stanciu! Încă o dată intervine Gomez, foarte bine, șut bun cu stângul. Șut bun cu stânga asta, plonjonul e fenomenal în continuare, românii din Premier League nu reușește să marcheze, Săpunarul, peste poartă, mai încercăm și de la distanță, de unde șutăm lui Gomez, nu reușim să marcăm, 40% posesie Watford, noi 60%, oricum i-am dominat total, nu știu cum au 40% posesie, Dragoș Grigore, chiar nu-mi dau seama cum au 40% posesie. Am jucat perfect. Prima repriză, nu știu dacă au atins balonul de 10 ori. Am stat 30 de minute la poarta lor. Iată aici cum se poate marca. Și cum
Putea să ne scoată, să zic așa, fotbalul din cap, însă nu s-a terminat faza. Reține Tătărușanu. Haide, Radu Ștefan. A plecat Tănase, avansează Tănase, Tănase. Tănase, pasează acum cu Cheșeru, Cheșeru urcă și el. Cheșeru întoarce mingea pentru Tănase din prima. Tănase a încercat o pasă bună încercată, dar cam înceată, ce-i drept. Ah, minge lungă. Holebas. Holebas. Pasă proastă dată de acesta. Următoarea partidă are cu Leicester. Watford are meci greu. Are meci greu cu Leicester. Leicesterul ne-a bătut. Ne-a bătut în partida precedentă. Să vedem acum din nou Holebas. Săbunoară nu prea mai poate alerga. O să fac și eu modificări după această fază. Holebas. Holebas vine concentrare. Ieși, ieși, ieși portare. Ieși portare. Oh, iată ce intervenție acum. Jocul însă, faza însă nu s-a terminat. Aici e periculoasă. Watfordul reține Tătărușanu, degajează acum. Putem fi noi periculoși aici. Stancu, mai departe pentru Stanciu. Stanciu, avansează Stanciu, că mai poate Stanciu avansa. Stanciu, 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 depășit. Depășit Stanciu și la prima întrerupere voi face schimbările. Încă mă gândesc pe cine să schimb. Nu știu exact, cred că la mijlocul terenului o să schimb ceva și cred că și pe Bogdan Stancu. Acum Watfordul trebuie să ne ține bine. Jucăm cu Southampton în următoarea partidă pe propriul teren. Holebas avansează, Holebas poate centra, Holebas. Vine Dragoș Grigore, depășit destul de ușor, vine o nouă centrare, respingem. Au început să ne prindă puțin pe contraatac deoarece noi forțăm golul. Dar și noi putem surprinde acum Tănase. Mai departe cu Adi Popa. Adi Popa avansează, nu-și face o preluare superbă. Adi Popa pasă cu Tănase, Tănase în care, Tănase, se cere hez, nu se dă nimic, jocul continuă și scot bine balonul de aici, scot bine. Holebas până acum a fost foarte bun, ne-a cam rupt aici cu Săpunarul, scapă balonul afara terenului acum și vin modificările. Răzvan Marin schimba cu Big Falvi, Bogdan Stacu cu, nu cu Torje, îl bag pe Rotariu și în față îl bag pe Andone. Îl schimb pe Cheșeru, nu mai face fața, a obosit. Săpunaru joacă rapid cu Big Falvi. Tănase. Până la Stanciu, Stanciu, pasă greșită a lui Stanciu, pasă greșită. 2 contra 1 în aceste momente, să ne retragem destul de rapid. Dragoș Grigore ține adversarul de tricou, știe Dragoș Grigore. Vulpoi. Și de ce nu vrea Tătărușanu să iasă? Într-adevăr, mingea se duce acum în afara terenului, a putea să iasă Tătărușanu. Jucăm rapid, forțăm golul. Trebuie să marcăm, altă soluție n-avem. Big Falvi cu Adi Popa. Adi Popa. Acum poate pleca Adi Popa, să pasa lui Andone. Pasa lui Andone slabă, o minge lungă, offside. Oh, ce noroc avem. Ce noroc avem, vine și la mine cineva la pase? Săpunaru. Nu cred. Nu cred ce eroare face Săpunaru, aruncare de la margine. Iată, băi, Săpunarule, ridică-te. Ridică-te, ce face Săpunaru? Nu cred, a jucat atât de bine și acum parcă nu-i venea să creadă, când am luat gol. Big Falvi. Momentele astea când faci schimbări și jucătorii pe care îi introduci greșesc niște pase copilărești, e dureros, sincer. Rotariu. Rotariu avansează, cere Stanciu balonul, îl primește. Stanciu. Stanciu. Stanciu, nereușit dreamingul acestea, 84 minutul. Forțăm acum victoria. Big Falvi. Pasă pentru Săpunaru, Săpunaru care, oh, oh. De ce Săpunarule așa? Ține de tricou, fă un faul, ceva Săpunarule. Nu reușește să facă nimic, până la urmă tot îl recuperează. Nu știu cum a reușit Săpunarul să recupereze, și Rotariu. Pasă cu Stanciu, Stanciu. Stanciu pentru Tănase, oh. Dacă prima repriză am jucat fenomenal în atac, în a doua parcă ne-am slăbit și iată Watford cum poate marca succes, poate aduce succesul celor de la Watford. Oh, șutul bară, bară, norocul este de partea noastră în aceste momente. Putem însă acum contraataca, Radu Ștefan. Hai Radule, nu și tu, nu și tu Radule, nu fă și tu astfel de erori, vine o centrare acum. Preluare, șutul pe lângă poartă, oh, cum se puteau... Să spun așa, răzbuna aceste ocazii ratate de noi. Ultima șansă, 2 minute au fost ratate de la margine. 2 minute, deci practic un singur atac cu Big Falvi al meu care îl bag în teren. Nu cred, bă, așa ceva. Nu cred așa ceva. Faul, vreau penalti. Numai că Tătărușanu intervine el. Nervi întinși la maxim. Big Falvi nu mai intri sezonul ăsta. Nu mai intri acest sezon. A fost o pasă ușoară. Dacă și acolo greșim... Rotariu și se termină 0-0.
0-0. Ce meci? Ce meci în care nu reușim practic decât o repriză bună, dar o repriză foarte slabă. Asta este, nu avem ce să facem. Mai facem și aceste antrenamente. Păcat că nu reușim să câștigăm. Am avut multe ocazii. Tănase, Adipopa, Stanciu, Cheșeru și n-am dat gol. Asta este, se mai întâmplă. Suntem pe locul 3, cum era de așteptat. Aici se va termina acest episod, dragilor. Nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Eu am fost Xbreaker, el a fost Adiță. Salut! Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!